Fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. În El. Suntem siguri când închidem ochii că dormim în El? Vă aduceți aminte pe paginile Sfintelor Scripturii, în tot, până Exodul și până Numeri, acolo arată Cuvântul Lui Dumnezeu, când s-au răsculat Core, Datan și Abiram împotriva lui Moise. Ce s-a întâmplat? S-a deschis pământul, frați și surori. S-a deschis pământul și zice Cuvântul acolo că au intrat de vii în locuința morților cu tot ce au avut. A fost o groază. Și a citit fratele Florin din Luca 16. Bogatul din milostiv. Iați o diferență între cei ce mor în Hristos și cei ce nu mor în Hristos. Este o mare diferență. Domnul să ne ajute să-L slujim pe Dumnezeu până la sfârșit. Vreau să vă îndemn cu prilejul acesta. Degeaba vorbesc că s-au susat nu mai bune. Toate întrunirile acestea și privegurile acestea și învățătura aceasta este pentru noi. Câtă vreme trăim. Domnul să ne ajute să o punem la inimă, frați și surori. Să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Mi-a plăcut așa de mult și vreau cu prilejul acesta să vă îndemn și să vă fac geloși pentru lucrarea Duhului Sfânt. Cum vor învia morții? Și am să citesc și după aceea mă apropii de încheiere. Arată Cuvântul lui Dumnezeu în Roman 11 jos. Și dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Hristos dintre cei morți locuiește în voi, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care în noi, mărit să fie Domnul. A trecut timpul și trebuie să mă opresc. Vreau să mă citesc din vreo două, trei locuri. Nu pot să nu citesc, frate, să vă rog. La mine. Și așa de mult îmi place că e scris aici unde am citit în Tesaloniceni. Că ce sunt Domnul, versetul 16, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogărâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi și vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în lor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzut. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul, mărit să fie Domnul. Versetul 14, care vreau să o citesc. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Aceasta e mângâierea pe care o are adevăratul creștin. Aceasta e mângâierea și nădejdea că vine ziua să se întâlnească cu Domnul. Și mi-a plăcut așa de mult cum vorbește în Matei la învierea Domnului Iisus Hristos. Ce s-a petrecut acolo? Și iată că s-a făcut 28:2. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Nu era de-a Domnului. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus slăvit să fie Domnul. Și cuvintele cu care vreau să le închei, auziți ce zice Apocalipsa 20. De la versetul 4 în jos. Și am văzut niște scaune de mie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiasă capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și ale celor ce nu se închinase fare și icoane ei. Și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit ce 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Ajută-ne, Doamne! Amin. Versetul 12. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții.
și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea moartă și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Trebuie să ne pocăim, frașii și surori. Ajută-ne, Doamne. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Condoleanțe familiei. Domnul să vă mângâie, să vă întărească. Pași și pași la toți pe unde mergeți. Spuneți și duceți cuvântul acesta. Maranata! Domnul vine! Iisus vine! O adecvată ocază o să vă mai spus și bisericii noi, că am spus prin experiență pe care am trecut. În 2007, a treia oară, aici, pe Tortenferii, am zis că în jur de 3 minute și 4 minute era să mă duc acasă. Am căzut în genunchi la unul noaptea. Copiii s-au spart, oamenii nu mă la spate, nu în față, mă băteau cu punul. Nu mai putea respira. Am căzut în genunchi, soția pe pat. S-a uitat la mine înțăpenită. Să-ți bătea trupul, inima, sufletul era plin de pace, mărit să fie Domnul. Cei ce iubesc pe Domnul au pace și Domnul să-l iubea din plin. Amin, Domnul să vă fie cu el. Am dorit în continuare corul să se pregătească să-l aude numele Domnului.